Am plecat. Ne oprisem la o benzinărie, dacă nu mă înșel, Petrom. Și am plecat și când am plecat din Focșani, ne-am apropiat de Tișița să facem dreapta, să o luăm Bârlad, spre Bârlad Vaslui. Când a dat Hilton în spate, borseta. Uita borseta. Aoleu, în care avea absolut tot. Bani, wow. Pașaport, carte de identitate, absolut tot, 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 tot. Aoleu, fă stânga împrejur, întoarce-te în Focșani, mergi la benzinărie. Când am ajuns acolo, o doamnă lucrătoare de acolo, care debarasase de pe masă, o luase și ne aștepta. Atât, deci, așa ușurarea, că vă dați seama, pierdea toate actele. Da, era transferul. Nu mai era problemă de bani. Uh-huh. Că avea ceva bani în borsetă. Dar nu s-a mai gândit nimeni la bani, doar la documente. Și foarte, i-a dat un cadou consistent doamnei de acolo. Ne puteți spune? 1000 de euro. 1000 de euro, da, i-a lăsat, da, angajate, da, de la benzinărie. Da. Da. Dar ca să rămână fără multe mii de euro. Păi, în primul rând, actele. Și, probabil, nu mai putem să, da, realizăm transferul. Că la un moment dat, domnul Porumboiu nu mai credea în mine. Că nu mi l-a dus pe Ada Hilton. Aha, credea că-l păcăliți. Prima dată când l-am prezentat, da, l-am prezentat cuiva din conducerea clubului. Cui? Și n-are rău să dăm nume acum. Și mă întreabă... Cine este? Ce joacă, portar? Și eu îi zic, mă, naiba, chiar n-avem, n-aveți cunoștință absolut deloc, n-ai auzit, da, Hilton, nu urmăresc și... Nu ne puteți spune cine a întrebat? N-are rost. Conducătorul clubului. Oficial de club? Da, un oficial. Domnul Damian era? Păi era și... Păi domnul, dar Damian, nu domnul Damian era... a întrebat. Nu. Era... Dar nu el a întrebat. El conducea clubul. Că nu s-a mișcat nimeni fără nimic, fără domnul Damian. Da. Nici măcar un leu. Sau orice altceva. Mm-hmm. Înțelegeți? Portar. Da, portar. Și apoi l-am prezentat, l-a dusese pe Galacticu, antrenor. Caro, Lopez, da, Caro. Da, pe Lopez Caro. Eu n-am discutat cu Lopez Caro despre transferul lui Ada Hilton. Am mers la domnul Porumboiu, l-am prezentat inițial, a cam bâșbâit așa. Și mă sună, sun la un moment dat, după ceva timp, dom'le, chiar nu, tot căutau atacant, chiar nu vă place Ada Hilton? Ba da, mă, hai, ocupă-te de transferul lui. Când am luat legătura cu Ada Hilton, mie Ada Hilton îmi fusese prezentat de un amic bun al meu, un italian, care nu era agentul adevărat al lui. Și văzând că tot se tergiversează treaba, am luat hățurile mână singur, la acest transfer singur am lucrat, absolut singur. Să aflu, am luat legătura cu Ada Hilton, am aflat numărul lui, am stat de vorbă cu el, să aflu că impresarul lui adevărat este celebrul Federico Pastorello. M-a pus să iau legătura cu agentul. Așa fac jucătorii, da, serioși. Corect. Vorbește cu agentul. Iau legătura, Ada, așa denumeam toți, Ada, așteaptă ceva oferte din Italia și mai vorbim. După ceva timp am început să fac presiuni din nou. Spunem. Îi făcusem o ofertă, îi făcusem a doua, spunem tu cât vrei. Și mi-aruncă un mail în care dă-mi 1 milion de euro pe lună, pe an, și a doua zi suntem la Vaslui. Și am spus, îmi pare rău, nu pot, această sumă nu pot să o onorez din partea clubului. Și până la urmă, pe câți bani a venit? Mai țineți minte aproximativ? Părerea, țin minte perfect, că i-am făcut salariu, eu i-am făcut acel contract, eu i-am negociat acel contract. Părerea mea că este cel mai mare contract care a existat în România vreodată. Cât?
aparte de acele contracte care le-a făcut Dinamo cu acei jucători care i-au repatriat Lobonț, Marius la Nicolae, 700 de mințele cu tot felul de bonusuri. Deci pot să spun acum că Adailton a avut, a primit 200 de mii de euro la semnătură. Da, o sumă mare. Și 600 de mii pe an. Salariul 600 de mii de an net? Da, 50 de mii pe lună. Wow. Plus alte bonusuri pentru goluri, pentru clasarea pe locul 1. Cât lua pentru un gol? Că a dat ceva goluri pe În primul an, de la 10 goluri, nu mai știu, 10 goluri, 50 de mii, apoi deci creștea, mai nu erau mai știu bani, exact, aceste amănunte. Pentru câștigarea campionatului, pentru clasarea pentru locul 2, pentru intrarea în grupele Europa League, în grupele Champions League, avea multe bonusuri, dar Adailton în 2 ani cât a stat la Vaslui a câștigat aproape spre 2 milioane. Wow! Pentru fotbalul românesc acum pare o sumă extraterestră. Și da. Dumneavoastră cât ați câștigat de pe urmă? Eu? Da. 10% din 200 de suma de transfer, din salariul lui.